povești să-mi strică, nu e aici, sunt singură. Dacă el ar afla că te iubești, tu fi sigur că cerul o să ne cadă. O cunosc mai adă, ascunde-te în mine și nimeni nu se ne vadă. Se întâmplă deseori să te privești cum dori și să-mi doresc a doua zi să te întâlnesc cu flori. Dar îndrăgostiții la început ți-aduce aminte cum era. Încă de când am cunoscut loc de cuvinte nu era. Am fost un fel de dragoste la prima vedere. Când mă gândeam că asta e, nu mi-ai dat putere. Și nici după aia n-am vorbit prea mult. Dar să nu crezi că am încetat vreo clipă să te mai ascult. Iar dacă nu mai sun într-una, m-am stabilit. Ascult mereu aceeași piesă până acum, asta te repet. E piesa noastră, știi ce-i mai ciudat? De data asta parcă sună altfel, am un vibe ciudat. Cum te știi să-mi spui că nu e aici, sunt singură? Dacă el ar afla că te iubești, tu fii sigur că cerul o să ne cadă. Focul o să mai adă. Ăsta te sună, dar tu nu vrei să-i răspunzi. Mă uit la tine, parcă-ți vine să renunți. Dar în același timp îți repete clipa în care te... Nu-ți place schema în care ești, dar nu-ți vine să ieși. Când vezi că îi spunești să-i întorci ca la Ploiești. Deja nu mai gândești, că vezi, te tăvălești. Crezând că o să reușești, să ai o poveste ca-n povești. Dar n-ai ești departe de rai, n-ai ieșit cum credeai. Încă trăiești în filme cu răpirea din serai. Dar filmul tău e mai greu de jucat și ești bai. Vrei să fugi din el, tot te face să mai stai și stai. Deja de o lună, două, trei, patru, tot te ascunzi în baie atunci când îți deschizi chat-ul. Hey. Poze, poze, tripuri grele, hey. Gândurile când te-ai agățat în ele. Cum te știi să-mi spui că nu e aici, sunt singură? Dacă el ar afla că te iubesc, tu fii sigur că cerul o să ne cadă. Focul o să mai adă. Ai plecat și ți-ai uitat mail-ul deschis. Iar ai uitat vorbe pe care ți le-a zis. Când ți-a zis să gândești la fix acum te plângi că le-ai omis. Yeah, nici tu nu știi ce vrei pe lume. Dar simți cum în ce mai tare nori negri să se adune. Cerul să tune când începe să te sune. Și știi sigur că dacă răspuns n-o să auzi lucruri bune. Eu pentru ei sunt doar un oarecare. Dar pentru tine eram pierd pământ, lună și soare. Așa că nu o să te surprindă, mi-ai distrus respectul. Față de mine atunci când ai plecat, nu știu ce le-ai spus la restul. Că nu mai vor să o ard acum cu mine. Mă întreabă de sănătate, dar eu tot le spun sunt bine. Și am auzit că ți-ai făcut prieteni noi. Se pare că faci tot posibil, nu să uiți de noi. Așa de către astru, îmi ascult doar inima. Știu că arată rău ce vezi tu. Nici eu n-am vrut să fie așa. Să fie păcatul meu, că am făcut ce sunt eu. Salut, salut, salut. Seamnă că n-am mai făcut live de două luni de zile. O să iau comentariile pe rând, că am văzut câteva comentarii interesante, așa ca de început. Cum ar fi? Liviu Pris, da, cred că am citit bine, sau PRVS, cred că Pris e. Când ceilalți Nova fă nou, tu joci ce vechi, Sopka ai cam fi în nu RAM A. În primul rând că n-am înțeles comentariul, dar încerc să-l deduc, pentru că îmi place să deduc lucruri. Și da, o să am o veste destul de proastă pentru tine, pentru că nu doar Farming Simulator 17 o să joc, însă urmează să joc și Farming Simulator 11. De fapt, stai puțin ca să nu zic vreo prostie. Da, mai am de jucat Farming Simulator 11. Deci dacă 17 ți se pare vechi, stai să vezi când ai juca 11 cum o să ți se pară. Bun. Radu, salut! Ai rezolvat? Am uitat să te mai întreb, știu că trebuia să pleci. Salutare, salutare, Alexandru Gabriel, respect și din partea noastră. Două secunde, gata, mai că am rezolvat. Mă simt foarte ciudat să fac live după atâta timp, însă astăzi, așa cum am promis înainte să plec în România, acum o săptămână,
Voi juca pentru prima dată Farming Simulator 17, doar l-am deschis, am întârziat live-ul, trebuia să-l fac acum o oră, așa cum am anunțat pe Discord, însă situația a fost de așa natură că eu mă așteptam să fie jocul pe Steam și ghiciți ce, jocul nu era pe Steam, l-am cumpărat împreună cu Radu acum vreo 2 sau 3 săptămâni, l-am cumpărat direct de pe site oficial și nu mai găseam cheia. Am reușit să îl descarc, după care iar pierdusem cheia pe care trebuia să o folosesc ca să activez jocul și de asta e prima oară când... Când iau un joc direct de pe site oficial și nu prea știam eu cum se activează. Dar într-un final am reușit să îi dau de cap, iată-ne în joc. Am intrat ce-i drept, am intrat în joc dinainte, vreau să intru pe filmare, însă mi-a fost teamă de muzică și aparent avea muzica dată la 80%, am dat-o mai încet. Prima chestie pe care am sesizat-o și mă deranjează puțin la Farming Simulator 17 e că de fiecare dată când fac o modificare... Nu știu, să zicem că aș vrea să am muzică pe fundal la un 20%. Dau salvează și în momentul de față mă scoate din joc și mă rebagă în joc. Nu știu, asta e prima chestie pe care am observat-o. Deci pentru treaba, uite, dau pe 10% iar și dau salvează iar. Mă scoate din joc, mă rebagă în joc. Mi se pare foarte enervantă treaba asta. Practic, orice modificare fac, în momentul în care apăs salvează, m-a dat afară. Mamă, cât de ciudată e melodia asta country pe fundal după ce am ascultat melodia de intro. Momentan aștept, am rezolvat nimica. Bun, înainte de toate, n-aș vrea să vă umplu chat-ul cu mesaje pinuite, dar vreau să vă anunț o treabă asta că mâine, adică duminică, nu știu cum să formulez, mâine, adică duminică, voi fi live cu Radu? Nu. Ce să mai mă? Live de Paște cu Farming Simulator 17 pe harta asta. Asta în cazul în care nu v-ați prins, o să pinez și eu mesajul. Ca să știți, dacă nu aveți mâine ce să faceți printre ouă și printre droburi sau ce mai mâncați voi, vă așteptăm pe live. Am tăiat o săptămână pe Discord, am întrebat care joacă FS. Pe ce Discord? Pe al meu sau la Mihai? Mi-a dat unul pe Discord, Vasile Timeout, că am întrebat dacă bagă un FS. Nu are nimeni acces la Timeout decât eu, de exemplu pe Discordul meu, decât eu, Radu, Cătălin și cam atâta, cred. Nu, n-are cine să-ți dea. N-are cine să-ți dea. Aaa, ți-a dat Bogdan Alexandru, Vasile, ok. Dar că eu n-am văzut mesajul, deci ai intrat pe server, ai primit grad automat de player și la trei probleme de canal... păi ai făcut promovare la un canal ceva, din câte spune băiatul ăsta aici. Bun, hai să revenim. O să mergem pe carieră, pe prima salvare, pentru că n-am nicio salvare, nu știu pe ce sale. Folosind această setare, situația ta financiară este mai simplă de gestionat, l-am pus și în română că na, ăsta e nivelul la care joc. Bine, îmi doream foarte mult să-mi apară întrebările pe chat referitoare la cum am setat limba română. Știu că v-a fascinat treaba asta și la FS19 și la FS22 și știu că încă sunt persoane care nu știu să facă treaba asta și vreau așa să vă trigăruiesc puțin. Provocare veritabilă, nu mă, pe ușor, nu? Și îmi dă tot ce trebuie. Nu se vor ofili. Bă, care mă... Ușor mă, dăm tată, ușor. Și avem două hărți, Golsteri Valley și Sosnovka. Bă, sună mai interesant asta, sincer. Nici nu stau ca să mă gândesc. Pot să personalizez caracterul de la început, ok. Păi merge tot pe vestuța albă. Pe asta, vestuța albă. Bun, ce așteptări am? Mă aștept să nu mă șocheze atât de tare cum a șocat Farming Simulator 15 sau cum o să mă șocheze Farming Simulator 11, pentru că diferența între 17 și 19, din câte am înțeles, e una destul de micuță, deși sunt o parte dintre voi care spun că de la 17 la 19 s-a făcut dita mai update-ul, sunt și foarte mulți în aceeași măsură care spun că de fapt diferențele sunt destul de micuțe. Bine, mă refer la partea de gameplay, deși acum, sincer, fiind în joc, mie mi se pare că aduce mai mult cu FS15 decât cu FS19. Deci încep să cred la prima vedere, din primele secunde, încep să cred partea de oameni care spun că între FS 17 și 19 a fost un salt enorm. Deci nici... Ma... Băie... Meh... Nu știu de ce am notificările ăștia atât de tari. Alertă membrii. Stai mă, dau mai încep puțin. Wow, dar ce m-am speriat.
Dăm puțin alerta mai micuță. Uite, Călin Andronic flexează cu cele 10 luni pe care le are. Salutare! Sunetul e ok? Mi se pare că e destul de... hai că e ok momentan. Mamă, și Vericu flexează cu 18 luni. Wow! Da, tot mi se par prea tari notificări, nu știu, mă panichează puțin. Bun, deci da, deci din primele secunde am decis că tin să cred partea aceea de oameni care mi-a spus că între FS 17 și 19 e o diferență foarte mare, nici de cum că nu ar fi. Și văd că începe și Radu. 310 luni? Cred că vrei să zici 18. Bă, gata, mă. Gata, mă, băieți. Salutare. Deci, încep cu zetorul ăsta. Ok, văd că îmi dă sensibilitatea, mi se pare puțin ciudată, dar mă descurc cu asta. Textura la nămol. Bă, pentru 2015 mi se pare destul de ok. Stai așa, ăsta e 120, sunt aceleași modele. Zetorul 120, zetorul 130. Deci ăsta, teoretic, e mai puternic. Mamă, am nimerit din prima pe P, cât de intuitiv a fost garaj. Pe meniu pare destul de... pare mai mișto ca la FS15, deși e fix aceeași încadrare. Vale 519 a donat 10 euro să-ți intri în ritm cu Liv-ul. Nu știi ce se întâmplă? Mersi mult de tot, mulțumesc din suflet. Andrei Iulian, mersi pentru membru. Știi ce se întâmplă? Căștile astea, ca să vă explic de ce mă sperie pe mine mai mult ca înainte. Căștile astea aici, nu știu dacă știi, aici, de obicei au un burețel. Au, nu știu cum să vă explic, au o chestie, un fel de burețel de protecție, de filtru. Filtrul ăsta mie mi s-a rupt și de când mi s-a rupt filtrul, nu mai am bas în căști, în schimb aud foarte tare și de asta mă sperie atât de mult și mi se pare că sunt notificările prea tari. Și muzică când ascult, mai prin surprindere și tresar când dau play, pentru că mi s-a rupt filtrul ăla care îmi filtra cumva și îmi dădea sunetul ăla așa mai înfundat și cu bas, cu tot ce trebuie. Și acum aud foarte tare și fără bas, trebuie să-mi iau alte căști. Probabil că o să păstrez tradiția și așa cum peștele le-am cumpărat din Spania, o să-mi cumpăr încă o pereche tot din Spania. Pentru că așadar, în sfârșit, o să reușesc să ajung în Spania. Sper, Doamne ajută, dacă nu mai intervine ceva, uite că îl invoc și pe Dumnezeu, chiar dacă nu cred în el, dar fiind în săptămâna mare, cum se zice, trebuie să fac treaba asta. Sper să nu mai intervine și altceva și să ratez pentru a patra sau a cincea oară Spania. Deși acum cred că nu prea mai are ce. Deja știu cam tot ce îmi trebuie pentru călătoria asta. Bun, ăștia sunt utilajele cu care încep. Diferența dintre ele e de vreo de 10 cai putere. Cine ar fi crezut treaba asta? Pentru că asta, da, asta, cred că 120 ăsta vine de la 120 de cai, bine, 117 mai exact, și 130 ăsta vine de la 127 de cai. Cred că e puțin intuitiv. Am o combină, am header-ul care îmi permite să recoltez boabe de soia, grâu și așa mai departe. Văd că, bă, sunt foarte bine reprezentate, îmi place. Parcă mă simt mai familiarizat cu ăsta decât cu 15-le. Da, nu am foarte mult, am și bremorca asta cu direcție proprie. Andrei Iulian, mersi mult de tot pentru super chat. Mulțumesc din suflet pentru suport. Să rămână. Și Vali, mulțumesc din suflet. Mulțumesc pentru că ai contribuit la pușculiță. Mersi din suflet. Bun, păi, ce terenuri avem? Unde pot să văd terenurile? Apăsăm pesc. Pă, o să râdeți de mine, dar mie mi se pare că e mult mai... meniu e mult mai clar ca la FS15, mi se pare că e mai colorat așa, mai clar, mai quality. Cum îmi dau seama ce terenuri am? Asta e o problemă. Pe X? Nu merge cu X, ok. Cum îmi dau seama care sunt terenurile mele? Cămăru, salut! Cum îmi dau seama care sunt terenurile mele? Asta zicea, 14-19 și atât, nu? 14-19, hai să vedem ce avem pe 14 și pe 19. Pot să măresc harta? Bun, pot să fac și treaba asta, super. Dar hai să vedem ce avem pe 19. Observ că am zgomot de fundal pe 15, nu prea aveam păsărele și bam grâu, ok. Și apropo, dacă vi se pare că nu am moduri, e bine, chiar nu am moduri, pentru că e prima oară când joc, deci nu vă aștepta să am moduri care să mă ajute sau să-mi facă jocul, să-mi facă viața mai ușor. Deci aici avem grâu, avem combina și pe 19, pe 14, de fapt ce avem? 14 e gol, trebuie să semănăm noi, nu? Salutare, bine ați venit! Mă scuzați. Bun, păi hai să vedem cum care e experiența atunci când recoltez. Deși v-am zis, mi se pare că e apropiat de FS15, nici de cum de FS19. Ma.
Setări, unde am setări? Setări. Finanțe animale, setări generale, volum vehicul la 50, cred că e ok, mediu la 50, radio nu mă interesează. Monedă, mod dolar, liră, nu o mergem pe euro. Indicator, zona interactivă, da, ca să mă ajute că sunt la început. Sensibilitate, cameră, cred că aș putea să mă duc pe 170-150. Setări, joc, timpul pe 5 ori, lasă-l pe timp real, traficul pornit, pământ, pornit automat motor, nu vreau să pornesc eu, frânare și oprire, nu, oprit și ăsta, consum combustibil scăzut, realimentare, nu, oprit, vreau să fac eu totul, lăsați-mă să mă bucur de experiență. Realimentare, ajutor, oprit, mă, n-am să fac eu totul. Creșterea plantelor rapidă, flerea plantelor oprit, arat periodic necesar oprit, setări, fertilizator 1. Stări fertilizator, nu-mi dau seama ce e asta. Intervalul necesar pentru fertilizarea parcelor în vederea obținerii unei producții maxime. Bă, bine că e în română, mă. Că înțelege tot prostul, printre care și eu. Bă, da, tot mi se pare că e sunetul prea tare, nu-mi dau seama. Cred că trebuia să dau și deci, hai să mergem pe 40. A, uite, acum când numărul la setări și dau salvează, nu mai scoate din joc. Deci apare doar în meniu la început. Două secundele. E bine? E bine, mă. A, mă, că suntem bine. Deși mi se pare că tot se aude tare. 30. Gata. Așa rămâne. Salutare. Bine ați venit. Salutare. Chiar dacă nu vă salut pe fiecare în parte, să știți că vă văd mesajele. Trebuia mai întâi să desfășor. Am început cu o greșeală, evident. Și? Ok. Nu știu de ce orice joc în afară de FS19 și FS22 mi se par... orice versiune mi se par dubioase. Avem și girofar. Animația asta e cam tristă. Și vă reamintesc că mâine o să am un live cel mai probabil cu Radu, dacă are timp, dacă nu o să fie un live singur. Bine, eu o să fac, o să creez sesiunea multiplayer pe FS17, o să ne jucăm pe harta lui Mihai. Nu știu câți dintre voi ați jucat acolo, cu siguranță o știți, dar nu știu câți dintre voi ați jucat. Eu sincer n-am jucat, pentru că de aici și ideea de a juca pe acea hartă. Și mi s-a părut destul de interesantă și voi începe cu Radu o serie de multiplayer. Nu știu exact câte episoade va avea, probabil, nu știu, 5-6 episoade, cât să o testez. Adică dacă tot am cumpărat FS17, măcar să văd și o harta. Harta de care vorbește toată lumea sau de care a vorbit toată lumea la momentul acela. Pentru că mi-aduc aminte că aveam un verișor care habar n-aveam că îl urmărește pe Mihai pe YouTube. Și de la el am aflat că de fapt Mihai a avut la un moment dat o hartă pe care o edita pe live-uri. Eu pe vremea aia nu știam că Mihai are canal de YouTube. Pe vremea când verișorul meu știa, eu nu știam. Și de la el am aflat că are canal de YouTube. Bine, dar a fost foarte amuzant că de fiecare dată când mi-aduc aminte și povestesc, mi se pare, nu știu, între cringe și mega amuzant, pentru că m-am dus la el în vizită sau nu știu cum a fost vorba și mi-a arătat la ce să uită și eu mă uitam. Zic, coi, ăsta seamănă cu un coleg de-al meu, dar eu pe vremea liceului nu știam pe el gen cu chelie. Știam cu păr, avea mai mult păr decât am eu acum în cap. Și de asta eram, coi, seamănă și la vorbă și am ascultat câteva clipuri și zice la un moment dat, numele meu e Mihai, zic, du-te, îl cheamă fix ca pe colegul meu, ești nebun? Și așa am aflat eu că Mihai are canal de YouTube, deci nu vreau să stea cu spatele. A, din cauza setării ăștia, nu? Setării ăștia pe care am oprit eu, asta cred că e. Trebuie să dau și salvează? Ah, salvează joc, nu salvează setări, deci ok, le-am considerare. E acum? Da, mă, acum funcționează cum îmi place mie. Cred că ar fi o idee să-l iau totuși pe lung, nu-mi dau seama cum e. De fapt, nu, e cam pătrat. Da, e cam pătrat, nu cred că are importanță. Bun. Bă, ce pot să zic? Mă încântă mai mult asta decât FS15, e și normal, pentru că e versiune mai nouă. Nu mi se pare nici de cum că ar fi asemănător cu FS19, așa cum ziceau o mare parte dintre voi pe Discord, pe Instagram sau chiar pe live-urile precedente pe care am cerut și-o păreri. Mi se pare mai apropiat de FS15 și acum înțeleg marele salt de la 17 la 19 și înțeleg de ce lumea s-a lăsat aproape instant de FS17 ca să joace 19, pentru că deja e cu totul și cu totul altceva 19-le. Dar v-am zis, nu mă așteptam să mă surprindă foarte mult, eram doar curios dacă se apropie de 15 sau de 19. Probabil că ar fi
ar fi trebuit să încep să joc jocurile în, cum să zic, în ordine descendentă, gen dacă am jucat 20 și 19, ar fi trebuit pe ăsta să-l joc următorul, pe urmă să mă duc în 17, ăsta în 15 și pe urmă să mă duc în 13. Eu le-am jucat, nu știu, am jonglat printre ele, am început cu 15, acum cu 17 și după vreau să mă duc în 13. Adică, total haotic, total haotic, dar nu m-am gândit de la început să o fi luat într-o ordine din asta descendentă, de la cel mai nou la cel mai vechi. Și știu că mai există și FSE 11, dacă nu mă înșel, știu că m-ați spamat de câteva ori, ca și cum aș fi zis eu că nu există și cumva voi ați ținut morții să îmi spuneți, bă, vezi mă că există și 13. Știu că există și 13, nu l-am găsit să-l cumpăr, decât DLC-uri am găsit pentru el, de asta am trecut direct la 11. Și există și sub 11, parcă nu? Ei bine, nici pe ăla nu l-am găsit. Și știu că mi-ați spus și de treaba asta, de asta aș vrea să nu mă certați măcar astăzi. Că din câte am înțeles e vinerea mare, săptămâna mare, sâmbătă mare, nu știu ce, dar știu că e o chestie cu mare în calendarul ortodox și de asta aș vrea să o luați ca atare și să mă iertați de orice răutate. Cum pot să selectez? Ah, ok, deci selectez tot DPG. Da, mi se pare... nu mă așteptam să mă surprindă cu absolut nimic. E full, nu? Unde văd dacă e full? Nu e full. E la 1700 și de ce nu vrea să mai meargă? 2007? 2008? Bă, de ce nu... Fac ceva greșit? A, ba da, ok. A, deci dacă selectez header și apăs pe B, nu merge. Trebuie să selectez iarăși combina și apăs pe... Ok. Da, înseamnă că am greșit. Da, uite, nu mi-am dat seama. Da, mi se pare destul de rudimentar din punctul meu de vedere momentan. Bine, și trecând de la FS20 și de la asta, de asta și diferența asta. Dar, spre deosebire de 15, mi se pare că am sunete. Am combina, are niște sunete aparte, nu știu, se aude gen fier pe fier, ca și cum ar lovi ceva. Am zgomot de fundal mult mai mare, mult mai mult și mai bogat decât la FS15. Și da, e peste oricum, adică e logic, e peste. Doar că mie mi se pare foarte tare să încerc toate versiunile, orice ați spune voi. Chiar dacă băiatul a zis la început că, bă, lumea joacă FS20 și 17, lasă-mă în pace. Te aștept pe live-ul cu FS13 ca să fii și mai șocat. Să-ți dau la temelie. Bine ai revenit, mulțumesc, Cosmin, salutare. Acum te-am văzut. Probabil ai mai scris mai sus, dar acum te-am văzut. Uite, Trică, salut! Ce faci, bă, Trică? Pot intra pe sesiune mâine? Bă, Andrei Iulian, discutăm. Trebuie să vorbesc și cu Radu treaba asta. Noi încă n-am încercat multiplayer. Nu știu cât de stabil e de asta. Nu... Mie să nu... Să nu strig live-ul dacă încerc cu mai mult de o persoană. Gen, dacă sesiunea asta e mai mult de două persoane. Trebuie să mă întreb și eu în stânga și în dreapta dacă aș avea probleme dacă ar intra, nu știu, 3-4 persoane pe acea sesiune. Din punctul meu de vedere nu mă deranjează cu absolut nimica. Adică nu mă deranjează că intri tu cu absolut nimica, că știu că ești ascultător. Adică îți faci task-urile pe care ți le-am dat noi în fermă și ai ajuta. Asta ca să nu se înțeleagă ca o invitație liberă pentru toată lumea. Salutare, Gamer Pro, salutare. Am emoții, n-am mai făcut live de foarte mult timp, am emoții mari. Unde pot să-ți dau ceva? Nu știu, Discord, Instagram, unde dorești tu? Unde dorești, mătăluț, să poți să-mi dai? Ia să lucrător automat avem? Ia. Avem și lucrător automat. Bun, până face lucrătorul ăsta automat, mă duc înapoi în fermă să-mi iau remorca ca să descarc combina. Și între timp... Ah, dar chiar vreau să văd ce... Ce mașini sunt? Uite, văd aici că e o troiță, nu e troiță. Ceva... Cum se numește asta de la intrare în sat? Ba, cred că troiță îi zice. Nu știu, așa știu că îi zice troiță. Simbolul satului, nu știu exact ce e semn. A, asta e un spig cât de greu. Ok, deci înseamnă că suntem într-un sat cu fermieri. Uite semnele astea, ruginite, îmi plac. Să văd treaba asta pe niște hărți oficiale, mi se pare foarte tare, nu știu, semnele astea ruginite, ideea asta de vechi pe care cu toții știu că o căutăm. Scurgerea asta în mijlocul drumului, nu știu cât de safe e, dar vreau să văd și o mașină, de ce nu trece nicio mașină acum? Vreau să văd ce mașini sunt băgate pe FS17. Aici în spate să înțeleg că e tot al meu, nu?
Ok. Bun, ăsta e silozul. Uite mă că e deja cuplat la remorcă. Cât de tare. M-a scutit de un drum. De obicei troița se pune la o intersecție de trei drumuri și asta cum se numește cămăruț? Că tu probabil știi. Cum dau prelata jos? Tată? Încă nu e cuplat, ok. Și eu prost. Acum cred că dau prelata jos. Gata, mă, de pe nu. Bun. Mă, că îmi place cum arată. N-am consolă. Încă n-am consolă, ok. Vreau să schimb fovul. Dacă mă întrebați ce căutam în consolă, vreau să schimb fovul. Așa m-am gândit eu. Dar stai așa că mai sunt câteva chestii pe care vreau să le văd. Deci ăsta e shop-ul. Vine cu aceleași mașini clasice cu care suntem obișnuiți. Reduci. Avem categoria de reduceri ca în FS22. Păi și categoria asta de reduceri de ce în FS19 n-a mai fost? Și a revenit cu ea de-abia în FS22. Asta ar fi o întrebare foarte bună. Mihai, dacă ești pe aici, bine, știu că e o întrebare penibilă, banală, dar sunt curios de ce în FS17 aveau treaba asta și 19 n-au mai avut-o și apoi au reintrodus-o în 22. Încerc să găsesc logica, nu știu, aș fi curios să știu informația asta. Nu m-ar ajuta cu foarte mult, dar așa, pentru mine. Recoltele ajutor. Ok, deci încă nu pot să fac terraforming în 17. Corect, corect. Încă n-am variantă de terraforming. Nu pot să pun un... Deși obiecte amplasabile. Aici cred că ar putea să existe niște moduri cu copăcei. Uite că am deja copăcei băgați default. Uite-te pe Discord în privat, e ceva pentru FS7. Dacă îmi dați moduri, nu vreau moduri acum, sincer. Da, cheia ta e pentru Steam, bănesc. Eu am jocul cumpărat de pe site-ul oficial. Da, Gamer Pro mi-a dat bokeh pentru Platinum Edition. Nu știu care e diferența între Platinum Edition și asta pe care o am eu. Dar eu am jocul de pe... Eu am jocul de pe site-ul oficial și nu cred că pot să activez asta decât pe Steam. Deci nu mă ajută oare? Nu cred că mă ajută. Mie că-ți folosesc cheia degeaba. E sigur că pot să o activez. Dar nu știu care e diferența între ăsta și și Platinum Edition. Bă, eu o activez. Îmi zice că întâi să activez cheia originală, să activez jocul original. Pentru că eu nu l-am pe Steam, jocul original, așa cum am zis, eu nu am jocul pe ăsta. Deci nu mă lasă ca să o activez, dar trebuie întâi să cumpăr jocul pe Steam și după care să fac treaba asta. Mersi mult de tot, oricum. Mulțumesc din suflet, nu. Dacă l-aveam pe Steam, ajuta maxim, dar nu l-am pe Steam. Revenim la joc. Observ că am foarte multe amplasabile. Uite, am și seră de roșii, am panou solar, ok. Uite, am și barăci, șură. Aș vrea să plasez una, doar că nu am bonus momentan. Va trebui să mă împrumut ca să plasez o baracă. Dar vreau să văd cum funcționează și sistemul de amplasare. 2 secunde. Hop, stai. Domnul, stai puțin. Stai. Bun. Da, dacă auzi notificări, sunt notificările mele de pe telefon. Mi-am schimbat telefonul, că mi s-a stricat telefonul vechi. Și nu mi-am oprit încă notificările. Încă mai am notificări pe anumite aplicații. Ar trebui să nu mai am notificări acum, gata. Perfect. La Premium Edition ai o hartă premium și niște DLC-uri. Ok. Da, aș fi putut să activez cheia de la băiatul ăsta, mulțumesc din suflet, doar că... Nu am jocul cumpărat de pe Steam. Ai... L-am găsit mai ieftin pe site-ul oficial, pe Steam era mai scump, pe site-ul oficial, pentru site-ul oficial am găsit o cheie mult mai redusă, așa că l-am luat de acolo, și eu și Radu. Bun, cred că pot să mă împrumut, ia să vedem, pot să mă împrumut finanțe, am văzut un tab de finanțe, împrumută. Hai mă să ne... ok, avem bănuți, câți bani avem? 40.000, bun. Hai să-l punem pe ăsta să recolteze în continuare. De fapt, nu. Ia lasă puțin aici. Vreau să amplasez ceva. Hai să vedem unde aș putea să amplasez. Vreau să văd cum funcționează sistemul de amplasare. Ăla e un turn de apă, cred. Hei, stai așa, când avem... Așa, ca să nu consumăm combustibilul, că e scump. Iulian, lepădatul, saltare. Aș vrea să citesc Iulian, doar că văd că... Ori ai mâncat o literă, ori nu ăla e numele tău. Uite, aș putea să amplasez... Uite aici, să vedem cum funcționează.
Vreau să amplasez, gata, mai că mă descurc, amplasez. Uite, vreau să amplasez un foișor. Uite, o bară că vreau să amplasez. Hai, totuși cu foișorul că e mai mic. Vreau un foișor, pot să-l pun oriunde. Ok, dacă... A, și nu pot să întorc camera? Ia. De pe SGS pot să întorc. Și-l pun unde vreau eu, nu? Bă, fii atent că îl pun aici. Nu pot. Ba, da, pot aici, ia. Pun un foișor aici. Între copaci, ia să vedem. Ok. Și curios dacă îmi face terraforming sau dacă... De fapt că sunt terenuri destul de plate, ia. Am amplasat. A, și pot să pun în continuare câte vreau. Hai să-l și vedem. Da, e ok. Hai că ai început bine în datorie. Nu, las! Nu. Ăsta e doar să văd și eu cum e jocul. E doar mă joc pentru prima dată FS17. Mâine încep cu Radu pe harta lui Mihai o miniserie, o mică serie. Ah, hai că arată ok. Nu face terraform, nu deformează. Văd că face singur aici. Ba da, mi-o lasă în aer. De ce mi-o lasă în aer? Și nici nu pot ca să corectez asta. Aici mi-o bagă în pământ multe. Hai că aici e ok. Doar că aici mi-o pune prea în aer. Deci trebuie să am grijă când amplasez ceva. Trebuie să am grijă să nu... Să fie terenul drept. Că nu știe să facă terraforming. Și nici nu pot eu să corectez după. Ok. Vreau să văd și treaba asta. Dacă îmi corectează la automat sau o să-mi lase cu greșeli. Da, uite că m-am lămurit. Nu mai sunt curios. Păi, între timp aș putea să mă duc pe terenul 14 să-i dau de cap. Acum am intrat, de unde descarc și eu? Ce să descarci? PS17? Îl cumperi de pe Steam sau de pe site-ul oficial sau pe Eneba G2A, Kinguin, intri, ți-ai ok pentru oricare dintre cele două platforme. O activezi și instalezi jocul. Pa, pa! Girofar, că fără girofar n-avem cum să lucrăm niciodată. Vreau să văd textura. What? Ăsta e deja... Da, mă, înseamnă că sunt prost. Nu vine eu direct și bag semănătoare? Mă gândeam că poate trebuie să mai dau cu ăsta odată. Hai, las. Las așa că dăm direct cu semănătoare. Văd că mi-a dat suport în față. Pentru contragreutate, dar nu am nicio contragreutate, nu trebuie să-mi cumpăr. Cât costă o contragreutate? 600. Contragreutatea bidon? Butoi? Mamă, păi iau pe asta, uite, pot să-i pun și ce culoare vreau eu, deci nebun. Hai mă să mergem pe alb. Pe alb. Cumpără, pot să-mi și chiriez, lol. Hai mă, stai mă că mă duc să iau pe asta, că sunt curios, stai așa să-mi... Nu știu unde să-mi parchez astea, cred că peste drum pot să-mi parchez sau aici, ia să vedem. A, uite, cam aici aplicătoare și am și aici înăuntru. Ok. A, bă, acolo e gen service. Pun, stai așa să lăsăm asta aici. Salut, Radu, te rog, fă o serie cu jocul. Am zis că o să fac mâine, o să încep o serie cu Radu. Pe harta lui Mihai. O să începem cu un live, bineînțeles. Că tot e Paștele și... Mă gândesc că sunteți acasă, nu plecați niciunde. Pe zi. Pe seară, plecați unde vreți. Da, mă, uite aici, pui tractorul aici și vii frumos și ți-l repari. Bine, tractorul, BMW-ul, depinde după posibilități. Dacă ți-ai permis un tractor, atunci repar tractorul. Dacă nu ți-ai permis, repar BMW-ul. Stai să vedem unde e magazinul. Magazinul e... cum te magazin? A, mamă. Tocmai acolo? Hai că vreau să iau contragreutatea, să văd cum e cu butoiul. Sunt foarte curios cum e cu butoiul. Andrei Iordan, salutare. Hai că te las, păcat că nu merge cheiul, dar nu e valabil dacă vrei să îl dai cuiva spre la live. Bă, da, aș putea să îl dau pe live cuiva care are FS17 cumpărat de pe Steam. Cum să nu? Dacă e cineva care are FS17 cumpărat de pe Steam și vrea Platinum Edition... Ne-a dat băiatul ăsta Gamer Pro ok. Eu nu pot să o activez din păcate, ca un joc luat de pe site-ul oficial, nu de pe Steam. Dar dacă e cineva care are FS17 cumpărat de pe Steam, nu cracat, că nu o să vă meargă, pot să vă dau ok de Platinum Edition.
care înțeleg că vă dă o hartă în plus și niște utilaje. Bă, de ce am ascuns eu harta? Am ascuns harta ca și cum eu aș ști pe din afară satul în care mă aflu. Eu nu l-am deloc, păi atunci nu o să-ți meargă. Că atunci când o activezi, cum am încercat și eu, își cere neapărat să ai jocul original deja în librăria ta de The Steam. Ia, vreau să văd cum ia butoiul ăsta, cred că pe partea cealaltă. Bă, deci dai seama că ăsta vine direct cu jocul, nu e mod? Asta mi se pare tare, Victor Gurea, salut! Asta mi se pare tare, abia asta mi se pare tare, ca să zic așa. Ia. Și? Puse, fuse și se duse? Pe păi l-am doborul, cum îl mai au de aici? Nu merge, frate. Ceva nu fac bine. Ceva n-am înțeles. Ia să vedem. Greutatea menține roțile tractorului pe pământ și îmbunțește așa. Bun. Deci ca și o, se comportă ca un contragreutate normală. De ce nu merge asta? Poate vrea să-l iau cu spatele. Deși acum fiind căzut, nu știu cât de mult pot să-l mai iau eu. Acum trec prin el. Eu am zis aici pentru cheie. Vrei tu? Dă mesaj pe Discord și îți dau aia. Cheia primește cel care face dovada pe Discord în privat. Păi oricum, chiar dacă nu are jocul, nu poate să activeze și asta e. Asta e problemuța. Nu e ca și cum ar putea să activeze, că asta am încercat și eu. Dar Victor Gruia e de încredere. Victor Gruia, dacă ai jocul, poți să ți-o dau ție. Uite mă, o vând și iau din nou. Mi s-a am doborât-o și probabil din cauza asta, să vedem. Bun, hai să încerc cu spatele ușor, fără să dobor. Gata, a mers. Deci trebuia să nu mă duc când ia caciobanul, trebuia doar să apăs ușor, ok? Mamă, dacă cât mă fascinează contra greutatea asta, butoi. Mai ales că vine din joc, nu e vreun mod sau ceva. Ia, și poate reușesc și pe față să o iau? Deci, nu n-am cum pe față, pentru că... Bă, ar trebui să am cum, mă. Stai-mă așa, că trebuie să o rezolv. Stai-mă așa. Gata, m-am mers. Trebuia mai de la distanță. Eu m-am dus prima dată ca ciobanul în ea. A, gata. Mamă, ce tare, lăl. Mamă, dacă o luam pe albi, era nebunie. S-a sortat cumva cu dunga aia albă de pe el. E bun și așa. Ți-ai că-l avem pe Robert Forță, care e recalcitrant. Hide user on this channel. Gata, tati. Dacă vrei ca să mai înjur, mai fă-ți un cont. Mai fă-ți un cont ca să mai ai o șansă. Opa, ce e aici? Floarea? Nu e floarea soarelui, e zi. Rapiță. Corect? Corect. Hai să vedem ce e aici, apare o rampă. Cred că e silos, nu? Da, e silos ăsta. Eu sau un punct de vânzare. Stai-mă așa puțin să văd. Mamă, unde e harta? Unde e harta? Asta nu-mi place, că bun loc să-mi pună taburi, cum ulterior s-au pus taburi, trebuie să dau pe asta stânga-dreapta, 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 stânga-dreapta. De cât timp joci FS17? De 35 de minute joc. De 35 de minute. Ce am aici? Ascensorul din sat. E de cereale și depozitul de lemn mai în față. Ok, nu ne mai interesează, ne ducem direct pe terenurile noastre. 9 de 40 de 38, că a mai fost intro de vreo 30, aș putea spune. Pe unde o iau eu acum? M-am băgat la creație pe aici. Dacă o iau pe aici, nu ies pe niciunde. Ba da, ar trebui să am un drum care să mă scoate fix lângă fern. Pe aici și fac un stânga. Pa? Poate cadă în apa asta ca să fie treaba. Eu am vreo 2 secunde să instalez din nou Discord pentru că am reinstalat Windows. Ok. Te duci să-ți dai ele cheie? Păi și oricum mai am o cheie. Cât am dat pe el, nu știu, l-am luat cu Radu și am dat... Mai ții minte, Radu? 4 sau 5 euro? Stați mă că vă și zic exact. Doar că nu are relevanță cât am dat. Da, așa ca idee să pare o băia de treabă.
Să mimez eu faptul că sunt de treabă, să vă păcălesc. Nu contează de la cine? Ce? Ah, ok. Iar am intervenit în mijlocul subiectului. Haide, mă încarcă-te odată! Bă, nu știu, mailul ăsta de la iCloud se încarcă din ce în ce mai greu în ultima vreme. Nu dau seama de ce. Nu mai știu pe ce e-mail am luat. What? Shipment? Ah, l-am luat de pe G2A și am dat 4,31€ cu taxele incluse. Am salvat practic în jur de 30 de euro, că jocul e vreo 30 și ceva pe Steam și am dat pe el 4,31€. Și eu și Radu. Am mai fost două bucăți. Mi se pare că unul dintre noi va da cu 20 de cenți în plus, ceva de genul, I guess. Dar oricum, e ieftin. E ieftin rău. Iar varianta Platinum era 10 sau 12, doar că n-am știut eu care diferența și nu intenționam să mă joc foarte multe și clar nu se merita o investiție din asta mai mare în joc. Pentru că știam clar că vreau pur și simplu să fac un clip cu titlul, mă joc pentru prima dată, practic să văd experiența, să văd și eu cum arată jocul și pe urmă să mă joc, nu știu, câteva episoade cu Radu pe harta lui Mihai. Bun, mă duc să iau acum asemănătoarea. Mă plimb degeaba pe aici. Da, trebuia neapărat să iau butoiul ăsta, nu știu, mie îmi place cum arată. Op, l-a pus jos de tot? Nu e jos de tot. Da, bă, l-a pus pe pământ, ești nebun. Păi și pot să merg așa? Mă, că târșesc. Îl târăi. Stai, bă, dar cum orientez tot pe partea greșită? Haide. Semințe o avea? Mama, e alt, op. Nu, n-am semințe. De aici, oare? Sau din partea asta? Că nu știu exact. Ia să vedem. Mamă, deci tot timpul apăs pe butoanele greșite. Și nici nu mi-arată de unde pot să iau. Cred că de aici. Stai, așa. Asta e fertilizator, nu mă interesează. Aici, ar trebui să am semințe. Semințe. Gata, am găsit. Platinum Edition este la fel, doar că primești în pachet o hartă premium și un pack de DLC prin cum, dacă mă întreabă lumea. Păi am pinuit deja anunțul cum că mâine fac live pe harta lui Mihai. Și abia așa ți-aș fi dat pin. Dar mă interesează mai mult să afle lumea că mâine o să avem live pe FS17 pe o hartă românească. Pe o hartă oficial românească, ca să zic așa. Făcută de un ambasador. Nu de un modder oarecare. Bun. Cum schimb? Ok. Babele de soia. Bă, din câte și babele de soia sunt foarte profitabile. Deși aș putea să pun niște iarbă. Dar nu știu care e iarba asta sau cealaltă. Să așa să văd care e condiția. Iarba e asta așa, ciufulită. Bun. O să pun iarbă că vreau să testez puțin și cositorile. Suntem bine? Dar cum dau seama dacă se pune sau nu? Stai, stop! Cum dau seama dacă se pune sau nu? Bine, textura se schimbă, dar... pot să mă duc pe hartă și eu prost. Pot să mă duc pe hartă, dar cred că e puțin probabil să se vadă. Arat cultivat. Nu văd nimica. Trebuie să mă duc mai în față și pe urmă cred că o să-mi dau seama. 150 de like-uri. Bă, Radule, e sâmbătă, mă. E sâmbătă. N-am mai făcut live de o lună de zile. N-am mai postat clipuri de o lună de zile. Vii cu prea multe pretenții dintr-o dată. N-am eu curaj să întreb asta. N-am eu curaj. Ia să vedem. Acum cred că aș putea să observ. What? Păi, e ce... e cultivat ăsta. What? Păi și ce e pe el? Stai așa. Nu-i nimic pe el. Deci mi-apare că e cultivat. Guys, unde greșesc? Deci, nu am nimic pe el, pentru că pur și simplu e blind, n-are nicio textură. Cultivat discuit.
Bun, ok. Și atunci de ce nu pui aici în curs de creștere? Păi nimic pe el, ok. Deci am mers bine prima dată. De ce nu-mi pune nimic ca pe el? De ce nu-mi apare în curs de creștere? Ga, am înțeles! Guys, am înțeles, băieți! Am înțeles! Doar că am mers și pe alte premize văzând că nu-mi pune aici. Am zis, bă, poate nu înțeleg eu cum trebuie. De ce nu-mi pune în curs de creștere atunci? Mergând pe prima variantă pe care am susținut-o. Ah, și ce observ acum? Că pot să-mi dau click aici pe utilaje și mi le arată pe fiecare unde sunt poziționate. Asta mi se pare foarte, foarte tare. Faptul că am lista asta aici, wow, mi se pare foarte mișto. Că îmi schimbă textura, dar totuși nu-mi pune... Oare din cauza că e timpul dat pe încetea să dăm timpul pe 120? Ia, să treacă o jumătate de oră și să vedem dacă se schimbă ceva. A, și apropo, știu că probabil e deranjant brațul ăsta. Va trebui să îl mut, doar că n-am avut timp să mă bag la așa artisticăraie. Bun, să-i oprim timpul. Să selectez iarba. A, lol. Ok. A, iarba era deselectată ca să nu apară harta așa nasol. Ok, gata, am înțeles, are logică. Gata, 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 care logică, are logică. Mulțumesc, 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 are logică, mulțumesc, mulțumesc. Sunteți super mișto, mulțumesc, mulțumesc. Mulțumesc, gata, mulțumesc. Gata, gata, gata. Gata, că am înțeles. Amintiri cu FS 17? Bă, pentru mine e ceva nou, nu sunt amintiri. Pentru voi sunt amintiri. Pentru cei care ați jucat. Eu pe vremea când a apărut FS 17 mă jucam alte prostii. Nu mă jucam și eu jocuri sănătoase. Mă jucam jocuri de alea toxice. Pe vremea aia. Mă mai ții minte, te urmăresc de când aveai 8K abonați, Codruț. Cum să nu? Salut! Ce faci? Bine, sănătos? Cum să nu te țin minte? Glumesc, nu te țin minte după numele ăsta. Probabil ai avut alt nume, dar mă bucur că mă urmărești de atunci. Sunt recunoscător, apreciez. Și ce pot să zic? Mulți înainte, multe luni sau mulți ani înainte de acum încolo. Ok. Tu. Gata, mai că suntem bine. Dar cred că aș putea să pun pe lucrător automat. Am văzut cum merge și cu semănătoarea. Hai da. Perfect. Bun. Mă duc să iau combina. Paște fericit. Mulțumesc. Săruna. Puteți să-i ziceți Paște fericit lui Radu. Pentru că Radu chiar sărbătorește. Eu de Paște, mâine, voi livra comenzi ca și astăzi. Merg să livrez niște comenzi. O să fac și un live mâine printre picători. Probabil undeva la un 2 ore. Și cam ăsta e programul meu de Paște. În schimb, Radu de astăzi s-a băgat pe gătit, așteaptă musafir. Ce ai, mă? De la Radu e sărbătoare. Bine, nu prea e sărbătoare că trebuie să treacă și pe la service, dar așa, în mare, ar putea fi o sărbătoare dacă n-ar trece pe la service. Gol de Carpați este cea mai reușită hartă românească făcută de un român pentru FS 17. Păi, tocmai de o să și facem mâine live pe ea. Tocmai din acest considerent. Bine, și din acest considerent. Paște fericit, domnul Radu. Așa, vedeți? Paște fericit lui Radu. Că dacă tot îi urați Paște fericit, poate vă invită și la masă. Ca gătit sau gătește. Invitați-vă cu japca dacă sunteți din Anglia. I-am pus carnea la marinat cu cimbru, bere și usturoi. Cred că o să-ți dau bani. Îți mulțumesc pentru membru și pentru super chat, dar o să-ți dau bani dacă mai flexesc în mâncarea la mine. Lasă-mă în pace. Că azi dimineață băgai un burger de la McDonald's și o înghețată. Nici apă nu boi după el. Lasă-mă în pace. Sune căjit. Valentin, salut! Bă, mi-a lăguit mie sau? A, nu, așa e animația la header-ul ăsta. Mi s-a părut că mi-a lăguit, dar cred că animația e așa mai întârziată. Marius și Iepuri, salut! Bă, dar girofare? A, când pun lucrătorul automat apare să opresc girofarele. Ok. Mi se pare că Golden Carpathians este făcută de barbă. Da? Păi asta am zis și eu, că de asta ăsta e un alt considerent pentru care o să mă joc acolo. Și asta și faptul că e
hartă românească și faptul că e una bine făcută și așa mai departe. Bun. Da, terenul ăsta, eu am zis că e mic la început, doar că apare, nu e chiar atât de mic, e destul de mare. E destul de mare. Meh. Dacă pe 19 sau atât, dacă aș avea 18-le ăsta, păi pe 18, mă duc în cap. Pe 18. Două secundele. Bun. Eu cum te găsesc pe Discord? Păi îți spun eu, îl găsești cu numele A1G2B. A1G2B. Îl găsești. Vezi că a publicat Barbon Shader pe FS17. Bă, o să mă uit. Momentan e prima oară când deschid jocul. Am arătat treaba asta. Chiar am întârziat live-ul pentru că credeam că am jocul pe Steam și când s-a apăs pe Star Streaming, constat, bă, dar nu am joc în librărie. Ia și caută prin e-mail-uri de când am cumpărat codul de activare, că eu îl descărcasem atunci, mi-a arătat Radu cum, de pe site oficial, dar nu l-activasem și apare, mi-am acceptat încă o dată cheia când l-am deschis și nu, pur și simplu, nu l-aveam. Livrări fericite, mulțumesc mult de tot, asta da, asta sună mai bine. Asta sună mai bine cu livrări fericite. Așa vezi că poți să furi apă de lângă ferma ta. Pă, momentan am nevoie de apă, dar mersi pentru pont. Când o să am nevoie de apă, cu siguranță o să fac treaba asta. Mamă, da, am și destrâns pai. Păi fii atent, hai să facem o chestie. Punem aici pe lucrător automat, da, ca să meargă mai repede. În partea aia seamănă. Și am nevoie de o remorcă pentru strâns pai. O remorcă pentru strâns pai pe care o găsesc cu aer. Remorci de încărcare. Mamă, 31.000, ești nebun. Cam mult? Cam mult? Și dacă o închiriez, 2400, pe închiriat parcă mi se dă. Dar la cumpărat nu prea mi se dă. Bun. Am și o zonă de animale, cu animale. Uite, am aici, ce sunt astea? Pășune, vaci. Bam. Mam, m-a teleportat direct. Easy. De unde îmi cumpăr vaci? Vreau să-mi cumpăr vaci. Unde e triggerul? Aici? Bun, hai să cumpărăm niște vaci. Câte să cumpărăm? Vacă. Dă-mă, frate, și mie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gata, am 8 vaci. Confirmă. Da. Unde-s vacile? Aici, înăuntru? Bun. Cum văd ce le trebuie la vaci? Stați așa puțin, că acum descoper. Animale. Mamă, ce ciudat aici. Zici că mă uit pe bursă. Atea grafice ca pe bursă. Fiți atenți aici. 8 vaci, productivitate 0, rată productivitate 0, îngrășământ lichid natural, asta e ce-mi dau ele, curățenie, apă, paie și bătaie. Bă, bun, am luat vaci pentru că oricum o să am paie și pot să le pun paie, după care o să am iarbă de pe terenul ăla, bine, nu cred că o să apucăm să facem toate astea astăzi pentru că nu intenționez să țin live-ul foarte mult, deoarece mă duc să livrez niște comenzi mai încolo și mai am treabă de făcut, dar am paie imediat și o să am și iarbă imediat, faze comice, salut! Așa că am nevoie de un tractor care nu muncește ăsta de aici. Sau aș putea să închiriez un... Ia mă să închiriem un tractor. Să vedem ce tractoare mai sunt pe aici. Nu sunt pe categorii gen mici, mari, nu? Nu? Sunt la grămadă? Da, tractoare și atât, ok. Hurleyman. Ăsta e de pe FS15, nu? Dar arată interesant. Cât costă să-l închiriez? 7.000. Pe ăsta l-am dat. Ok. Tab. Ăsta e dat. Mamă, ce ciudat e. Prima oară când văd așa ceva. Lei. Dar fiind că are accelerația bună, îmi place. E vioi. Uite cum are girofarurile, zici că sunt antene. Zici că prinde bulgarii cu ele. Lol. Pe Sosnovka se mită oi, fiindcă în FES 17 cel mai ușor să ții oi. Da, nu știam informația asta, bă, nu știu ce am considerat. Am zis, bă, o să am paie, da. Iau vaci, o să am paie și iarbă, da, iau vaci, easy.
Uite o mașină în sfârșit, pot să văd și eu ce mașini sunt aici. Stai, mașa, mamă, nu pot să o prind. Ștefan, salut. Vreau să văd ce mașini sunt. Dacă-s mai... Ai de mă, mamă, dar nu-l prind pe la niciodată cu viteza asta. Bă, dar oare nu apasă și el frâna, nu-i vine rău în curbă, nu face nimic. Ai, coaie. Hai, mutat. Oprește... Mamă, nu-l prind. Pare gen Dacia, Hex FF, salut. De ce supărat Hex? Ce ai pățit? De ce trist? Gata, am prins-o, am prins-o. E gen... ce asta, mă? Stai, maș... Ai de cap, nu pot să văd. Un fel de Dacia. Na, nu e. O, e o mașină veche, oricum. Ok. M-am con... Silos, n-am nevoie la silos. Stai, că m-ai înțeles greșit. Eu trebuie... Oh, aici pot să bag combustibil, ok. Cred că mi-a ban, nu? Nu cred că e a mea. Să fie pe mocângeală. Istvanca YouTube, salut, mamă, dar ce nume complicate, bă, aveți unii dintre voi, mi-e greu să le pronunț. Valentin Constantin, salut. Bun, și mă apuc eu de strâns paie, stai că vreau să văd animația. Ok, basic. Paie pe care o să le duc la văcuțe. Gata? Suntem bine? Suntem bine. Mamă, că merg, mamă, dar uite ce viteză de lucru are. Wow, 20 și cât? 27, nu? Da, 20. Dumitru, salut. 20. Da, e bine. E bine. Eu am apasă pe FS 15. Super! Eu am pe FS 17. Contează? Are vreo importanță? Ușor, să nu deranjăm remorca. Bă, da, îmi place că lucrează Horlemanul ăsta, lucrează foarte repede. Nu știu, mi se pare că se mișcă foarte repede. Ori doar mi se pare. Avem și faruri, avem și far, mă, dar uite cât de frumos arată. Și mi se pare că are botul ăsta așa, nu știu. E diferit, de asta mă atrage. Toate lucrurile diferite ne atrag în principiu. Când te obișnuiești cu un lucru, nu te mai atrage, tinde să nu te mai atragă. Când vezi ceva diferit, chiar dacă nu e mai bun decât ce ai avut tu sau decât ce ai văzut tu, te atrage. E diferit? Da. Atrage? Da. Simplu. Prima asta. Luăm puțin curba și ne ducem să luăm și rândul ăsta. Mă așteptam să te găsesc pe Golden Carpathians. Mâine. Ai mesajul pinuit. Mâine fac asta cu Radu. Aș fi făcut astăzi, doar că Radu trebuie să plece și ar fi fost gen un live 25% multiplayer, 75% single player. Și de asta vreau să intru cu el, pentru că nici el n-a jucat PS17, din câte am înțeles, n-a jucat niciodată nici el. Și nici el n-a jucat pe harta lui Mihai și practic o să fie pentru amândoi o experiență. Eu deja am experiența de astăzi, pentru că deja am intrat pe FS17, dar o să fim amândoi pentru prima dată pe acea hartă și pentru prima dată pe multiplayer pe această versiune a jocului. De asta o să fie mai interesant. Vlad Georgian, jucăm? Ce? Vreau și eu server de FS17? Păi, doar ce am intrat, mă, băiatule, de unde servere? De unde crezi tu că am servere? Doar ce am intrat. Ia-mă mai ușor. Bă, dar, mamă, cât de repede lucrează. Nu, deci nu vine să cred cât de repede lucrează. Wow, nu așteptam să aibă viteza asta de lucru. Termin rândul ăsta, după care mă duc să iau remorca să descarc combina. Presimt eu că e aproape full. Nu văd niciunde informația asta, dar simt eu că e aproape full. Că lucrează de ceva timp. Semănătoarea aș face treaba acolo. Bun. Îl lăsăm pe ăsta aici. Bun. Opa, farurile. Hai să luăm... Unde mă? Uite aici. 8 luni! Wow! 8 luni. Bă, mi se pare că ești de mai de mult timp. Cred că te-a fraierit cumva YouTube-ul. Te-a tras în piu. Că mie mi se pare că tu ești mai de mult timp aici printre noi, pe canalul meu. Nu mi se pare că ai doar 8 luni. Mi se pare că ai mai mult, nu știu, undeva la un an. Aș fi zis. Dar dacă așa zice YouTube-ul... Bine, probabil că ești mai de mult timp, dar ai membru doar de 8 luni. E posibil și asta, da. Stai mă așa să descarc și bă... Ia uite, mă oprește mă puțin. Stai mă... Cum îl blochez mă pe ăsta? Stai așa puțin. Așa. Am două conturi? Ah, ok. Înseamnă că de aia. Bun. Cred că aș vrea să iau... Stai așa, că am prea multe de... Ori să pun în silos. Bine, o să pun și în silos din grâu ăsta. Nu o să vând, o să pun în silos, dar vreau să văd găini. Chicken. N-am chicken?
Ăștia-s găini? Da. Mamă, ce departe sunt. Păi și pot să-mi cumpăr găini aici? Trebuie să cumpăr terenul, nu? Că așa nu sunt ale mele. Da, trebuie să cumpăr terenul. Păi și terenul cum îl cumpăr? A, trebuie să mă duc aici, pe terenul nou. Dar nu știu dacă cumpăr nouăle, îmi dă și asta cu găini sau nu. Deci dacă iau pe ăsta, mi-l dă și pe ăsta. Aveți idee? Puteți să-mi confirmați ca să nu fac vreo prostie? Deci dacă iau terenul de aici, îmi dă și ăla de găini? 8.000... What? Recoltare? Nu vrei cumva să suplimentezi bugetul când am parcele? A, îmi dă contract, practic, mă pune să recoltez aici și îmi dă 9.000. Sunt deja ale mele găinile? Păi și de ce pe tabul ăsta nu le găsesc? Stai să așa, poate am greșit. Oi, găini. Nu, n-am găini aici, uite. Am oi, porci, vaci. Găini n-am. Nu pot să mă folosesc de găini? Adică nu pot să, gen, să le dau grâu sau... Vaci, porci, oi. De ce văd găini? De ce aș avea găini dacă nu pot să le folosesc? Maria 98, salut! De ce? Explică-mi-o pe asta, să o înțeleg. Nu există să le folosești găini. Gen, să le dau de mâncare, m-am exprimat eu greșit, probabil. Să le dau de mâncare, mă refeream. Mulțumesc mult de tot pentru cele 130 de like-uri, apreciez. Gen, să le dau de mâncare. Nu poți să le dai de mâncare doar sângeole. Păi, sună adil. Păi și eu cu grâu ăsta ce fac? Că eu vreau să dau grâu. Să le dau grâu. Me. Îl vindem și îl băgăm în silos. Gata. Gata, mă. Îl vindem sau îl băgăm în silos. Nu poți, că nici eu nu pot. A, ok, deci dacă nu poți nici tu, atunci are logică. Are sens. Mersi. Mă duc să pun grâu în silos dacă nu pot să fac altceva. De fapt, aș putea să-l vând. Cum îmi dau seama unde vând grâu? Păi aici, la ascensorul de cereale din sat, nu? Aici ar trebui să-l vând. Hai mă, să mergem până acolo, să vedem dacă luăm bani pe el. Și băgăm restul în silos. Stai că vreau să văd cum funcționează. Hai să vedem. Luăm bani sau nu? Gata cozonacul? Bă, ce mă cu atâtea pregătiri pe voi? Bă, v-ați vorbit? Eu mâine mănânc orez cu pui sau bag un burger de la McDonald's și o înghețată și auzi cozonac, droburi, ouă, ce aveți, mă? Ce aveți, mă, băieți? Aveți motiv de petrecere? Asta vreți să spuneți? Bă, da, eu am luat-o bine? Hai că am luat-o bine. Nu mi se părea podul s-a cunoscut. Din cauza asta mă întrebam. Bă, cred că acum aș putea să dau sunetul mai tare. Îmi dau seama. Uite, aș merge pe un 30. Hai că e mai bine acum. Brațul ăsta mă enervează aici, trebuie să scap de el. Trebuie să-l pun cumva printre monitoare, că acum am scăpat de un monitor, mai am decât două. V-am zis că vreau să trec pe două monitoare la fel, să nu mai stau cu trei monitoare diferite și useless. Și trebuie să-mi pun brațul cumva printre, nu știu, trebuie să mă gândesc la o variantă care să nu mă încurce și cred că tocmai ce am trecut de... Mamă, dar... De ce nu dă din prima harta? Trebuie să... Ok, gata, hai că e în regulă. Ascensorul era fix aici. Facem dreapta. Păi, da, de când mașini din astea albe am, n-am și eu mai multe modele, nu știu. Știu că e magazinul aici, dar mă gândesc că pot să fac o schemă. O fac ce să mai... Fac schemă. Că decât să mă întorc chiar și pe acolo pe unde am venit, mi se pare mai ușor pe aici. Ai reușit să ții pat? Bă, nu, 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 nu. Am avut atunci din goal undeva la 30% și atâta, după care am plecat în România. Că a trebuit să mă duc chiar și în România și am mai fost vreo 2 zile prin România. Nu aici, sau aici? Hai să vedem. Dar cred că aici. Nu aici, nu?
A, nu, că pe acolo încarcă și pe ce ar trebui să vândă. Zic ceva? Greșesc cu ceva? A, nu, aici... A, ok, aici e de paie și iarbă. Păi și... Nu este ascensor de cereale? Ascensor din sat. Depozit de legume. Centru de grădinărit. Aici la legume? Dar nu-i... N-are... La moară, mă, cred. La moară, cred că-l duc. A, uite, ascensor de cereale jos. La moară sau la ascensorul de cereale? Nu dau seama unde. Că dacă e aici, ia să dăm cu etichetă. Îmi pune vreun de pe ecran? Nu, doar o să-mi pulseze pe hartă, mă gândesc. Da, mă, vreau să văd unde se vinde. Cred că la ascensor... Dar eu am crezut că ăsta e ascensor de cereale, că scrie ascensor aici și am crezut că ăsta e de cereale. Să mă duc la moară? Gata, mergem la moară, că... Mamă, dar așa se departe. Aici poți vinde apasă F1? Pot vinde și aici? Ia să vedem. Nu mă, că văd baloții aia în partea aia, termină. Aici vând altceva. A, ba, da, mă, și aici pot să vând lor. Ia uite, mă, că pot să vând și aici. Ba, am avut dreptate într-un fel. Chiar dacă nu știu ascensor de cereale, am intuit că ar fi... Că ar fi ce trebuie. Să verific prețurile. Unde verific prețurile? Ma... Hai să vedem cam cât am pierdut. Deci eu am vândut aici cu 800... Și puteam să vând la moară cu 1200. Hai, mă, că n-am pierdut mult. Am pierdut cam 400 la tonă. 400 la tonă am pierdut. N-am pierdut mult. Salutare. Salutare, Tinka. Da, mă, ai. Un meci mai prost. Nu mi-am dat. Bă, dar pe aici n-am și un pod. Ia să trecem prin apă. Din ce se întâmplă dacă trec prin apă? N-am pierdut. M-am pierdut 400. Nu poți intra adânc în apă. Iete că am intrat. Ia-o pe asta. Am intrat. Nu s-a așteptat nici jocul să fac manevra asta. Ce este aici? Ăsta e un bunker? A, nu e, e râu. Ok. Aici dai la pești, la răpitor. Hai înapoi. Presim că combina e deja plină iarăși. Sunt sigur de asta. Nu știu de ce, dar sunt sigur. Că am pierdut prea mult timp pe drum. Aici a terminat de semănat, ok. Deci avem un tractor disponibil. Mai avem pe la închiriat, care o să ne ia niște bănuți. Da, bine, că l-am folosit decât foarte puțin. Data viitoare știu unde să vinzi? Da, nu. Pur și simplu am uitat. Nu mi-am dat seama că e implementată treaba asta cu prețurile și... Am uitat. Asta e. Puteți să faceți ceva? Nu puteți să faceți nimic. Bun. Cred că totuși... Ia să vedem, mă întorc eu. Cred că totuși mai are capacitate să ia ăștia două rânduri. Trei. Cred că trei întoarceri mai are. Da, are capacitate. Mă duc să strâng paiele. Știu, da. Se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Aia e. Da, despre la live cheia, am dat-o să știi. Ok. Mulțumesc mult de tot că te-ai implicat și că l-ai ajutat pe Victor Grea. Chiar merită. E foarte de treabă. Și e de foarte mult timp aici pe canal. Prețurile sunt de la FS 2009. Ah, ok, nu știu. Pula mea. Flexează pe mine, fă-mă de râs. Fă-mă de râs, Mihai Dragomir. Fă-mă de râs. Ia și flexează pe mine. Bine că știi tu de când sunt. Ia uite. Mare chestie, n-are voi omul să mai greșească puțin că... Lasă-mă în pace. Minuel, salut, binevenit. Să mergi de subscribe. Minuel. Minuel de la Manuel, varianta mai ciudățică, Manuel. O să te întreb ceva? Păi, tocmai m-ai întrebat. Glumesc. Poți să întreb din prima. A, e full de paie, ok. Hai să ducem paiele la văcuțe. Văcuțele fiind aici, hai să vedem unde răsturnăm paiele. De foarte mult timp, doar că e o mică problemă cu membrul deocamdată. Stai un liniștit. Nu de asta, doar în fel și... Dacă asta ți-a lăsat eu impresia că am bătut apropo, nu, Doamne ferește, nu. Doar am zis că ești de treabă, pur și simplu, că ești de treabă. Că te știu de foarte mult timp. Și că meritai cheia. Hai, mă! Nu vrea să-mi verse paie, what?
A, ok. Gata, mă. Dar mi-a arătat că poți să descarcă aici, dar rampare nu... Capacitatea maximă a jucabilului nu e suficient pentru... Deci, ce am pus eu acum full-ul ăsta e ok pentru 6 zile. Bun. Dar mi-a arătat că poți să descarcă acolo, doar că trebuia să mă pun puțin cu remorca mai câși. Unde descarc eu restul? Cred că aici. Aici sunt baloții. Ia să vedem. Cum să scap de paie și fân? Aici pot să vând paiele. Ok, punct de vânzare pentru paie. Hai să le vindem. Stai să verificăm prețurile, nu mai. Unde sunt, mă? Care iconița? Iconița asta pătrată, ca de balut. Asta. E ok, pot să le dau aici. Credeam că am puncte și aici de vânzare. Cinci luni. Sărmână. Bă, nu pot să descarc aici. Ba da, acum pot. Acum pot. Acum pot. Controlul ei și le las undeva. Păi nu, că vreau să le las ori într-un siloz, ori undeva frumos. Nu să le las așa, că le puneam în mijlocul drumului aici și nu rezolvam nimic. Vreau să joc ordonat. Cât mai ordonat posibil. Cu ce se descarcă grâul ca să-l pui în trunchi depozit? Vreau să-l țin în trunchi depozit. Dar nu înțeleg întrebarea. Probabil ori te-ai exprimat tu greșit, ori nu înțeleg eu. Pare pentru mine prea la primul live în ultima vreme. Fiind mai înțeleg comentariile. Da, Atina, mă duc să descarc. De fapt, ăsta nu știe să facă singur? Ia să vedem. Nu știu să facă singur, las că fac eu. Mă duc că mi-a scăpat aici un rând aparent și vreau să scap de el, să fie terenul frumos. Îmi pare rău doar că nu pot să dau de mâncare la găini. Sunt puțin dezamăgit că n-am ce să fac cu grâu. Bine, îl vând până la urmă, iau bonus pe el, dar mă interesa mai mult să-mi hrănesc niște animale. Hai da. Ve faci bărdane? Ce faci, bărdane? Bine, bărdane, tu ce faci? Asta cu bărdane n-am o să pun acum. Nu știu din ce zonă e, dar nici în Ardeal, nici în Oltenia n-am auzit asta cu bărdane. Poate din Moldova să fie. Bărdane. Bârsane. Ok, iartă-mă. Chiar mă întrebam din ce zonă e dialectul ăsta, e cuvântul ăsta. Bârdan. A bârdăni. Eram curios. Zic, bă, în Ardeal nu l-am auzit. În Oltenia nu l-am auzit. Poate fi de prin Moldova, de pe undeva. Dar e bine că te-ai corectat, că acum nu mai sunt în dubii. Nu mă mai întreb. Hop. Încearcă să scrii pe limba noastră, nu pe altă limbă. Da, nu pe limba noastră. Încearcă să scrii, să înțelegem la ce te referi, că... Na. Oricum, vreau să-mi spuneți și mie o părere despre thumbnail. Nu știu, nu vi se pare drăguț cum mi-am făcut bluza verde așa să se asorteze cu FS17? Chiar nu apreciază nimeni și cum am scris acolo prima dată. Chiar nu mai apreciază nimeni în ziua de astăzi o muncă. O muncă de 15 minute la un thumbnail. Credeam și eu că primez un bravo, vreun plus, vreun ceva, vreun thumbs up, vreun orice. Cătărlăi, iată. Primesc cătărlăi. Mersi mă și pentru controliul ăla, mersi mă. Bun, hai să parcă mai ce a combinat. Chiar nu am observat, îți dau bani. Deci care n-a mai observat, să aștepte la bani. Bravo, Dadule, mulțumesc. Ce faci sunteți, mă urăsc. Ce faci sunteți? Coi, ce oameni falși. 10 din 100? Păi asta înseamnă că am o notă mică, 10 din 100. Înseamnă... un procent foarte mic. Eu am observat, bă, mulțumesc mult de tot. Mamă, ce falși sunteți. Mă păcăliți acum ca să mă simt bine. Stați-mă în pace. Nu mai simulați interesul față de mine. Nu mai simulați aprecierea, că o simulați acum. Mimați entuziasmul.
Bă, Andrei Iulian, ai dispărut? Am scris greșit, stai liniștit, când ne-am dat seama. Am observat din prima, dar nu am vrut să îți spun. A, ce frumos! Mamă, cum le împachetează băiatul ăsta și mi le dă. Eu măcar am fost sincer. Păi, asta zic. Tu ai fost sincer, dar nu vezi că alții nu sunt sinceri. Încearcă să le împacheteze. Încearcă să le împacheteze, să sune frumos. Eu nu observă. Mamă, dar ce e cu voi? Ce e cu limba română de pe chat-ul meu? Eu am observat, nu faci live cu FS15? Nu, cu FS15 am terminat. Am făcut și live, am făcut și episoade, am băgat și UTB-uri. Nu, am terminat cu FS15. Acum suntem pe FS17. Și că tot veni vorba de asta, de asta am un mesaj pinuit. Faptul că mâine, bine, anunțul în care vreau să vă fac atenți, că mâine o să avem live cu FS17 pe Golden Carpathians cu Radu. Deci va fi o serie multiplayer. Pentru Radu o să fie prima oară când se joacă FS17. Pentru mine a fost acum. Pentru el va fi mâine. Ok, că ridicasem mai ca să nu mai târșesc. Bă, îmi ies foarte multe paie. Asta eu zic că e de cât de bine. Îmi pare rău că lucrătorul automat nu știe să-mi adune și paiele singur. M-ar fi ajutat enorm dacă făcea și treaba asta, dar ai. Ai, mă descurc eu singur. Pe hand, o să las puțin ăsta aici. Hai să luăm totul. Mă duc să scap de grâu ăsta. Cred că o să-l pun în silos, am văzut că am un silos aici. După care mă bag la... Că n-ai rost să mă duc cu 2 tone, cu 3 tone la vânzare, că nu mă ajută cu nimic. O să-l vând pe urmă, eventual. Mă duc să-l pun în silos. Nu-i mapa făcută de barbă neagră? Ba da. Salut, am și FS17 pe Xbox. Nice. Drăguț. Unde e silozul? Nu, aici am... Pe aici descarcă, deci clar prin spate o să încarce. Ah! Bă, da, ce le intuiesc? N-ai zice. Ce le intuiesc? Bun. Și acum hai să vedem capacitatea. Siloza, asta ce am eu un siloz? Bă, uite câte am! Mamă, uite, am și floarea soarelui. Boabe de soia, porumb. Aha. Ok, deci asta ce am eu un siloz acum. Bine de știut. Foarte bine de știut. În momentan nu mai am nevoie de remorcă, o să o parchez undeva. Uite, o să punem în partea asta. Și mă duc să iau... Mamă, dar n-am cu ce... Când am sprayer. N-am sprayer, nu? N-am. Bun, hai să vedem cât costă un sprayer. Sunt puțin dezamăgit că când vine vorba să dau bani... Sunt trist. Ăsta cred că e prea mare pentru ce am eu nevoie. Ăsta aș fi curios să văd cum arată. Dar m-am dat 18, practic dau toți banii pe el. Ăsta aș fi curios cum arată în FS17, dacă arată diferit de 19, respectiv 22. Dar cred că o să merg eu pe asta de la Amazon. Cea mai ieftină che. Sau pe asta? Hai mă pe asta cu 5.000. Dau prea mulți bani. Hai mă pe asta, dacă am zis că pe asta. Mă duc să iau de la magazin. Care e cel mai puternic tractor pe care l-am? 130 are ăsta. Și unde văd utilajele închiriate? Aici. Și ăsta are cât? 110. Băi, ești nebun? Ok. Mă duc cu ăsta. Ăsta e? 120? Nu, e celălalt. Ăsta e la puternicul. Gata, dă-l încoa. Cu ăsta mă duc să iau. Cipri, salut. După FS17 vine 922? Wow, ce intuitiv. N-ai zice. Eu mai poți lua din soza asta. Am citit FS19 și 22 pe laptop. Ok. Bun. Asta ar trebui să le spăl și atunci. Aia înseamnă că ar trebui să-mi pun un spălător din ăsta aici. Unde ești ăsta? Hai să-l punem unde? Uite-mă aici. Dacă mă lăsa să-l pun înăuntru aici era super. Că avea logică. Da, îl punem și aici afară, nu-i problemă. Ok. Și mergem să spălăm utilajele după care le parcăm. Nu? Cred că așa se face.
Uite, pot să văd și prin trapă. Am trapă la el. Trapa nu observasem. Hai, domn. Uite, pe aici am sunet, pe aici nu mai am sunet. Uite, pe partea asta aici, în spate, nu mai am sunet. E un punct în care n-am sunet. Ok. A, trebuie să mă uit înspre el. Ok, gaciu. Are legătură. De ce nu modifici fișierul la monezi? Ci Cristian Munteanu, deja exagerezi. După ce că scrii prost, mai scrii și prostii. Fă-ți tu alt cont, dacă vrei ca să mai trolezi. Că am impresia că și trolezi puțin. Gata. Lăsați că i-am răspuns eu. Lăsați-l pe Cristian Munteanu că i-am răspuns eu. E ok, i-am răspuns eu. M-am uitat la început și am văzut că ai zis că e un sal mare de la FIFA 70 la 11. Ai dreptate, este un sal foarte mare, dar cred că dacă ai jucat pe cealaltă artă ar fi mai ok pentru că asta e convertită. Eu român așa mai adevărat din fire, am văzut că asta pare așa mai vechiuță, mai autentică, cam cum e pe la mine pe la țară și am zis bă, încep pe asta, da. Ai dreptate, nu zic, o să mă uit și pe hartea, probabil offline sau probabil o să fac un episod în care intru și experimentez și ce se întâmplă pe harta aia. Dar ce ziceam eu la început e că am avut parte de două tabere în momentul în care am anunțat că o să joc și FS17. Practic, nu știu, să zicem 10 persoane care mi-au zis că e asemănător cu FS15 și că de la FS17 la 19 e un salt uriaș. Și alții care mi-au zis, bă, nu e, bă, între 17 și 19, câteva chestii schimbate, știi? Și de asta, eu am tras concluzia acum într-un final că, de fapt, e un salt enorm de la 17 la 19. Funcționalități, nu știu, grafică, mai multe. Am revenit. Bă, sper că ai revenit și tu și mașina. Bradu așteaptă să-și ia mașina din service. Cu are de vreo 4 zile. A dus-o să schimbe și el săracul un ulei. Și acum a sfârșit prin a schimba piese, nu doar ulei. Și a rămas fără mașină de vreo 3-4 zile. Ionuț Câmpeanu, salut! Bine ai venit! Hai mă, să nu mai prinde viteză, 40, bă, dar mi se pare că s-a merge încet, mă, pentru 42. Nu știu, atât mai repede puțin, că mai am și lucruri de făcut. Nu stau toată ziua să plimb tractorul de colo-colo. Mergem la magazin ca să iau sprayerul, să vedem cum se descum... Bă, vreau să văd și animația de la sprayer, ok? Vreau să fac cât mai multe chestii. Bă, asta practic ar fi trebuit să fie un live gen episod. De asta nu o să fie nici foarte lung, însă, în funcție de... Cum să zic? Deci, după ce închid live-ul, o să mă duc să livrez niște comenzi la Uber. Și în funcție de cum merge treaba, dacă merge treaba bine acolo pe comenzi, rămân. Dacă merge treaba ca și el, ca și balarder, practic, să fac, nu știu, 5 lire la 2 ore... O să mă plictisesc maxim și o să vin acasă. Mai bine mai fac un live, mai pe seară. Cu ce live-ul? Bă, nu știu. Ori o să am grijă de niște pisicuțe și de niște cățeluși. Pe jocuri cu animăluțe pe care l-am postat ieri. În cazul în care nu l-ați văzut, v-aș sugera să aruncați o privire și acolo. Am văzut că n-a fost foarte vizualizat. Bine, în principiu canalul meu nu prea mai e vizualizat. Pentru că am avut pauza asta foarte mare și foarte mulți au renunțat la mă mai urmări. M-au luat ca și cum aș fi neserios. Foarte mulți nu primesc notificări și așa mai departe, dar încet, încet o să-l readuc la viață. O să-l readuc la viață ca dovadă că astăzi am reușit să strâng aproape 150 de like-uri și să fiți peste 60 de oameni pe live la un moment dat. Deci, clar, e un pas înainte. După toată pauza asta, e un pas înainte. De ce nu mai joc Ark? Nu am avut timp să mai joc Ark, dar în schimb am fost aseară pe live și am văzut ce se întâmplă pe acolo și, bă, mă atrage destul de mult. Doar că nu am timp. Dacă aș avea timp să mă joc tot ce vreau eu, aș fi cel mai fericit. Doar că atunci când am, nu știu, o oră, două liberă, trebuie să aleg. Uite, ori fac un live ca ăsta, ori filmez ceva. Și trebuia neapărat să fac episod sau live cu FS17, cu prima reacție, pentru că mâine, v-am zis, urmează să încep o mică serie cu Radu pe Golden Carpathians. Uite, v-a dat Radu link-ul în chat. Dacă aruncați acolo o privire și îmi lăsați și mie un like la clipul cu animăluțe, mă ajută foarte mult. Să știți. Ce îmi place să merg pe aici, nu știu, mi se pare că sunt ca Snow Runner, risc așa, e riscant, e palpitant. Tot ce e interzis e palpitant, învață. Cristian Călin, nu știu dacă te-am salutat, dar te mai salut o dată, deși cred că te-am salutat. Salut!
Fără mașină, stai că eu acum am văzut mesajul. De ce fără mașină, băiatule? Băiatule, tu... Din cauza ta o să împice tot păr pe care îl mai am în cap. De ce fără mașină? De ce? De ce fără mașină? Cred că ne ajunge cantitatea asta. Ia o temă și o dubă. O dubă, o camionetă. De ce fără mașină? Bă, deci mă stresez mai mult eu decât te stresezi tu. De ce fără mașină? Iei pe ea de gât. Iei de gât. Zic, bă, coaie. Ați descoperit furtunul vieții, l-ați făcut. Fă, ce zărea cu mașina ca să... Că ei ți-o țin în serviciu că te-a văzut că ești un băiat bun și așa rușinos. Și sunt sigur că ți-o țin în serviciu doar ca să te mai încarce pe tine de niște bani. Îți merge de sub puli. Du-te peste ei. Bă, dar sunt sigur că de asta te țin, că tu ești și genul care poate fi ușor scămuit, că așa e foarte mult bun simț și așa mi s-a întâmplat și mie de foarte multe ori. Mă duceam și bun service când am fost, tot așa, m-a văzut că sunt cu minte, că sunt cu bun simț și că sunt acolo la locul meu și nu intervin. Păi trebuie să schimb și asta, trebuie și pe asta și pe asta, zic, coaie. Și eu ziceam, da, schimbă și mai băga 50 de lire, mai băga 20 de lire, mai băga 30 de lire. Stai-mă puțin că... Câte era cu un schimb? Eu schimb cu totul, lasă-mă rea cu-mi pace. Că nu aduse chiar atât de stricat, adică ultima oară când am mers cu mașina mea nu era atât de stricată pe cât spuneți voi. Nu are de ce să te încarce la bani? Nu poate să-i dea de cap? Wow. Du-te la o reprezentanță, caută pe internet reprezentanță Mercedes și du-te la ei. Să o rezolvă până seara, cu siguranță, caut tot ce le trebuie. Și da, chiar dacă te gândești că e mai scump, nu o să fie foarte scump, o să fie cu puțin mai scump decât la ei. De exemplu, eu am avut nevoie de o cheie pentru un prezon antifurt pe care o pierdusem de la seria 3 ăla, primul pe care l-am avut. Și tot așa, căutam și nu știa nimeni. Am sunat la ei, le-am dat de fapt un e-mail la o reprezentanță care era la 3.000 de mine. M-am dus la ei. Și până seara mi l-au rezolvat. M-a costat 12 lire. Pe internet o cheie de aia a costat vreo 25. Și ei mi-au făcut-o cu până în 15 lire oricum. 12 sau 13. Sunt foarte multe persoane, printre care și eu, care când au de reprezentanță, fug. Mamă, reprezentanță? Cu aia? Nu! Dar de obicei la reprezentanță, adică în mare parte la reprezentanță rezolv mult mai repede și... Chiar și cu costuri mai mici decât la un serviciu de asta autorizat care încearcă să te ardă puțin. Da, oricum, e nasol, pentru că știu că ai așteptat foarte mult să-ți iei mașina și știu cum e. Știu sentimentul că am avut și eu când am luat seria 3, eu tot așa. Bă, da, fix aceeași poveste ca și la tine. Am plecat de la ideea de a schimba niște bujii, nu știu, ulei, filtre, bujii. Și băiatul care s-a ocupat de mașina, bine, la mine s-a ocupat un băiat în fața blocului, acolo unde stăteam. După ce a plecat, pe lângă faptul că n-a putut să schimbe bujile, că când a pus bujile celelalte, făcea mașina ca dracu, s-auzea duc, bă, zi, pur și simplu, ziceai că e tractor. Bine, bujii cumpărate, bujile pe care mi le-a recomandat, le-am luat, o pălă de bani. Pe lângă chestia asta, când a plecat, aveam 4 erori în bord. Eu n-am văzut nicio eroare. În momentul în care mi-am luat la ea, m-a lăsat cu 4. Efectiv, mi-aduc aminte că m-am dus în baie și am venea să plâng. De stăteam, mă uitam în oglindă și venea să plâng. Zic, bă, nu mai pot să merg cu mașina acum, că am 4 erori. Și pe vremea aia nu știam ce înseamnă erorile alea și cum le fac. Așa am început ca să învăț erorile de la BMW. Și, bă, eram trist. Cumpărasem mașina de fucking 4 zile, nici n-am pucat să merg cu ea, nu știu, 20 de mile, că mi-a lăsat să la cu erori în bord. Un prostănac. Îmi place episodul, ăsta a fost serie, nu episodul ăsta e live, dar apreciez că-ți place. Da, e ciudat, nu am presionat la pedala de frână după aerisirea sistemului, dar asta e inexplicabil, ți-am zis, decât motorașul ăla ar putea să fie, cum ți l-am arătat eu ca la BMW. Dacă nici motorașul ăla nu e, apoi, nu știu. Bă, îmi place bidonul ăsta din față, butoiul ăsta. Am terminat și cu sprayerul, nu mai avem nevoie. Trebuie neapărat să strâng paile. Asta nu prea îmi place. Deci am dat cu fertilizator acolo, am făcut tot ce era de făcut. Da, trebuie să strâng paile astea.
Asta o să-mi ia ceva timp, după care o să mă bag, deși aș putea să bag, să-mi semene, nu, aș putea să bag discul, stai mai că bag discul aici, ca să merg cu două în același timp. Bag discul și între timp eu strâng paile. Las contragreutatea pe față. Stați așa, dar hai să vedem unde e discul, că nu știu unde l-am pus. Cred că l-am pus în prima aplicătoare, în primul garaj. Aici? Nu aici. Unde l-am pus, mă? Aici? Da. Iar m-am dus pe partea greșită, fuck. Opa. Hai, dă-mă. Me. Uite ce animație frumoasă. Wow, nu mă așteptam. Cât de frumos. Cât de frumoasă animația. Hei! Nu îmi face cu automat? Ba da. Bun, mă duc să strâng repede paile. Hai da, tată. Am destrâns fix acolo, am destrâns rândul ăsta. Uite ăsta de aici. Și după ce îmi face el vreo două întoarceri, pot să bag și semănătoarea direct. Și e easy peasy. Ce mai ziceți, ce mai faceți, cum vă petreceți mâine? Intră careva mâine pe live sau îl facem degeaba? O să fiu decât eu cu Radu și cu Victor Gurea, cu Cătălin Pârvu și încă 5 oameni. Cred că live-ul o să fie undeva de dimineață. Bine că acum dacă nu-și lua Radu mașina și trebuie să-și ia mâine, cu siguranță o să se decaleze puțin, dar în principiu un, nu știu, un 12 ora României cred că o să fie live-ul, aproximativ, nu promit, dar aproximativ. De existat o să existe live-ul mâine cu siguranță, dar nu știu exact ora la care o să fie. Asta e singura problemă. E ok? Îl ia? Îl ia. Nu știu de ce merg așa ca handicapatul, dar da, mă descurc. Cătălin, ce faci, mă? Bine, sănătos, vezi că în două luni iar vin în România. Deci am fost anul ăsta în România de mai multe ori decât am fost, nu știu, la muncă. Opa, e full, ok, mergem să golim pe ele, să luăm niște bani pe ele. Cred că aș putea să pun direct să-mi semene, ia stați așa puțin să facem o schemă. Dar nu e că mi-ajunge, de fapt, hai că n-ajunge, hai că cred că am timp. Hai da, mă. Hai, ne-a costică. Ei, uite, semănătoare aici. Ce am zis că punem aici? Hai să punem niște boabe de soia. Pare deal. La sfârșitul lumea o să dai și totul până acasă. Cu ce dai? Cu mașina sau cu avionul? Dacă te duci cu mașina, merg și eu cu tine. Dacă te duci cu avionul, du-te. Lasă-mă în pace. Dar dacă nu se ținește combustibilul, plângem. Plângem cu mașina. Plângem cu mașina. Bun. Hai mă, bag-te mai repede că vine la cu semănătoarea din urmă. A, trebuia să golesc paile și eu prost. A, cu avionul? A, ok. Nu sunt interesat atunci. Cu ce faci live? Bine, cu FS17 pe o hartă mișto. Nu mai zic numele că le-am zis de 10 ori până acum cel puțin. Bă, dar nici m-am asigurat să fi venit o mașină acum și să-mi dea o bucată. Ia, pot să-l las aici așa în mijloc unde vreau eu? Opa. Ce șansă era să se întâlnească ăștia doi aici? Ce șanse erau să se întâlnească aici? Doamne, cât de amuzant. Hai că îl trimit pe ăsta prima dată ca să nu se mai întâlnească cu ăla. Hai să vedem dacă se mai întâlnesc, dar eu cred că nu se mai întâlnesc. Bun, hai că s-a terminat. Hai înapoi cu el, să mai adunăm paie. Am luat ceva bonus pe paie, nu mai știu exact cât că nu am fost atent, dar de cât deloc.
Mâine faci episod cu FS19, te rog? Nu, FS19 nu m-am mai jucat în ultima vreme, nu cred că o să mai joc foarte curând, nu mai am de ce să mai joc FS19. Îl am încă în calculator, dar nu prea mai sunt interesat. Am FS22, am FS17 pe care vreau acum să-l exploatez puțin, cu Radu pe multiplayer și... Nu spune chiar s-au întâlnit, ia să ne... Se descurcă sau nu? Am că s-au descurcat, vezi? Gat. S-au înțeles. Prima dată a fost mai greu. Că erau amândoi nervoși. Amândoi lucrătorii automați. Gata, mă. Suntem pe drumul cel bun. Suntem în linie, cum s-ar zice. Două secundele. Bă, dar ce mândru sunt de thumbnail-ul meu. Doamne, nu vine să cred. M-am întrecut pe mine. 170 de like-uri, vezi? Dacă v-a plăcut, o să mai fac thumbnail-uri din astea. Muncite. Cu artificii din astea, așa, mai o bluzică verde, mai a... Mi-a plăcut cum a ieșit. Când am vrut să ias așa de la început, am zis, bă, ia să pun puțin verde să se asorte, să schimb culoarea la bluză, să nu fie ca la FS15, că culmea face că fix aceeași bluză am avut-o și atunci în thumbnail și pe mine când am filmat. Bă, iar a murit chat-ul. Iar l-a înghețat chat-ul. Nu știu, câteodată m-am impresia că mi se blochează mie chat-ul. Mai ales, nu știu, înainte când vedeam 100 de persoane pe live și vedeam când scriu decât 2, zic, bă, dar nu văd eu toate mesajele, sunt pe top chat, nu pe live chat, maybe. Gata. Bă, da, multe paie de strâns. Oricum, progresul pe harta asta nu cred că contează foarte mult. Nu cred că o să continui să mă joc pe harta asta, v-am zis, vreau să trec pe gol de Carpathians. Ăsta a fost doar un live în care am vrut eu pur și simplu să văd, nu știu, să văd care e diferența, nu știu, să am prima reacție care efectiv era fix cum m-am așteptat. Nu m-a uimit cu nimic, am jucat deja FS15 care m-a uimit foarte mult, că a fost trecerea de la FS19, FS22, pam, direct la FS15, 17 fiind de mijloc, mă așteptam să nu fie cu nimic extraordinar de special, de asta nici nu mi-a rupt capul. Dar, ideea e următoarea, eu trebuie să mă duc să fac niște bănuți, că dacă nu fac bănuți nu am cu ce să-mi plătesc facturile și ce să mănânc. Iar noi ne auzim dacă nu merge bine pe comenzi, pe livratul de comenzi, o să ne auzim mai pe seară spre noapte cu un alt live. Probabil o să am grijă de pisicuțe, animalele sau o să mă joc un alt joc nou sau poate o să mă joc FS22, depinde că am și acolo de făcut niște progres online-offline pentru baloți. Dacă nu, ne auzim direct mâine de Paște cu un live pe FS17, pe Golden Carpathians, cu Radu, multiplayer, unde intenționăm să facem o serie nu extraordinar de mică, dar nu extraordinar de mare, undeva la un 7, 8, 9, 10 episoade maxim. Sau aproximativ cred că o să aibă. Așa că vă urez o zi minunată. Ne auzim, v-am zis, mai târziu sau mâine. Și vă mulțumesc mult pentru cele aproape 200 de like-uri, nu mă așteptam. Zi frumoasă și Paște fericit pentru mine. Pa, pa. Și să-mi doresc a doua zi să te întâlnesc cu flori. Dar îndrăgostit și la început ți-aduce aminte cum era. Încă de când am cunoscut loc de cuvinte nu era. Am fost un fel de dragoste la prima vedere. Când mă gândeam că asta e, tu mi-ai dat putere. Și nici după aia n-am vorbit prea mult. Dar să nu crezi că am încetat vreo clipă să te mai ascult. Iar dacă nu mai sun într-una, m-am stabilit. Ascult mereu aceeași piesă până acum, asta te repeat. E piesa noastră, știi ce-i...